Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică un cod de etică în învățământul preuniversitar, care interzice cadrelor didactice solicitarea, acceptarea sau colectarea unor sume de bani, ori cadouri sau oferirea de meditații contra cost propriilor elevi. Totodată, profesorii nu au voie să le impună elevilor să cumpere manuale auxiliare. Codul mai prevede ca profesorii care sunt martorii unui comportament lipsit de etică profesională din partea colegilor de catedră să sesizeze Comisia de Etică. Sesizările trebuie făcute în scris pe adresa electronică sau fizică la Comisia de Etică. Sesizările pot fi individuale sau colective și primesc un număr de înregistrare. În termen de maxim 30 de zile, Comisia de Etică trebuie să dea un răspuns oficial. În perioada 19 decembrie 2016-17 februarie 2017, toți cei interesați sunt invitați să transmită propuneri de îmbunătățire a documentului redactat de CNE. În paralel vor fi organizate dezbateri la care vor fi invitați specialiștii în etică aplicată și managementul eticii, reprezentanța elevilor, ai părinților, reprezentanții societății civile și nu în ultimul rând, toți factorii de decizie, interesați de elaborarea unui document robust și util. Calendarul acestor evenimente va fi anunțat în perioada imediat următoare. Consultarea publică are rolul de a ajuta la constituirea unei infrastructuri etice în care să fie inclus atât codul propriu-zis, cât și instrumente și mecanisme cât mai coerente de implementarea sa. De asemenea, intenția Ministerului Educației este ca acest cod de etică să fie un instrument intrainstituțional, adică un act normativ cadru care să ofere posibilitatea unităților de învățământ de a adopta documente interne similare, în funcție de specificul fiecarei școli în parte. Toate propunerile avizate vor fi integrate în versiunea finală și consolidată a codului, aprobat ulterior prin ordin de ministru.